Joi 22 septembrie 2022, în intervalul orar 8:20, Raja ESA va întrerupe furnizarea apei potabile în vederea racordării la sistemul centralizat a noii conducte de distribuție cu diametrul de 500 de mm din localitatea 2 Mai, județul Constanța. În timpul desfășurării lucrărilor se va asista furnizarea apei potabile consumatorilor din localitățile 2 Mai și Vama Veche. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în timp operativ. Totodată rugăm utilizatorii afectați de această lucrare să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscat zilnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă.